Cu siguranță, următoarele 15 minute vor fi extrem de interesante. Vom face lucruri deosebite și veți vedea lucruri pe care nu le vedeți de obicei la Dareghin TV, cum ar fi colega noastră, Andreea Mileșan, zâmbind la pupitrul știrilor Jurnal Dareghin. Andreea, mă bucur că ești alături de noi și ai acceptat să stăm de vorbă, pentru că, iată, este un moment important în viața ta, acela în care te pregătești să mergi la facultate. Înseamnă și că ne părăsești pe noi. De ce ai lacrimi în ochi? În fine, nu știu, să râd și să plâng. Îți mulțumesc în primul rând că m-ai invitat și e interesant să vorbesc așa din postura de invitat. Da, este un moment important. Vă părăsesc, dar nu vă părăsesc pentru că vreau, vă părăsesc pentru că trebuie să plec la facultate. Unde vei merge? La Cluj. La comunicare și relații publice. Este ceea ce ți-ai dorit? Da, sincer, aveam multe opțiuni, nu știam ce o să aleg. Mă gândeam că o să fie luna august și eu nu o să știu unde o să fiu la facultate, ce o să fac. Dar în final am ajuns la această concluzie. Cred că este un domeniu de unde mă pot axa după terminarea facultății în mai multe locuri. De aceea nu am ales jurnalismul sau publicitate sau alte domenii, pentru că mi s-a părut mai... că îți oferă mai multe oportunități. Și de ce Cluj? Cluj pentru că inițial am vrut să mă duc la București. Am ales Clujul pentru că, nu știu, nu neapărat pentru că este mai aproape. Este mult tineret, facultatea este una bună și am zis că e mai ok Clujul. Vei sta acolo sau vei face naveta? Voi sta acolo, în cămin, voi sta acolo. Cum este pentru tine acest moment? În curând îți vei face bagajele? Cum te face să te simți acest lucru? Sincer, mă responsabilizează. Da, o să-mi fac bagajele și o să plec, o să fiu pe cont propriu, cel puțin așa îmi doresc. Este un moment important pentru că trebuie să-l fac și a venit. Nu pot să spun că mai este timp sau că la mână sau trebuie să-l fac. Și mă responsabilizează, după cum ți-am mai zis. Te gândești așa din primul an de facultate să și muncești câte un pic, că e la modă acum să fii student și să mai faci și altceva pe lângă. Da, chiar îmi doresc. Chiar înainte să încep facultatea, vreau să-mi caut de lucru și să, imediat cum încep facultatea, să încep să și muncesc. Pentru că vreau să am banii mei, bani trebuie și atunci nu am cum altfel. Și acum vine marea întrebare. Te gândești tot în mass media să lucrezi sau ai vrea să încerci și altceva? Cu siguranță o să încerc și într-o televiziune din Cluj, unde sper să fiu acceptată. Acolo o să încerc prima dată, trebuie să recunosc, acolo o să încerc. În cazul în care nu, oriunde altundeva. Dar prima dată o să încerc la o televiziune. Radio sau presă scrisă, nu te tentează? Bună întrebare. Una din două sau amândouă sau oricare. Numai să fie în acest domeniu pentru că știu câte puțin din fiecare și atunci m-ar ajuta foarte mult experiența asta. Cum a fost până acum acest an pentru tine? Cu bacalaureatul, cu partea de absolvire, emoții, stres? A fost un an plin, interesant și ciudat. La un moment dat aveam și impresia că nu o să iau bacul sau cred că fiecare elev de clasa 12 aș face astfel de idei. Dar am trecut cu bine și uite-mă aici, ai ca trecut și cum nu chiar a fost. Cu foarte bine, pentru că ai luat o notă mare la bacalaureat. Da, am luat o notă mare, sincer nu mă așteptam, se putea și mai mult, dar important e că a trecut. Cât de mult a contat această medie pentru admiterea la facultate? Admiterea a fost pe baza acestei note, deci a contat 100%. Cum a fost clasa 12-a? Eu știu că nu ai renunțat la activitatea ta la Dareghin TV. Ai reușit cumva să le îmbini, ca dovadă bacalaureatul și media pe care ai obținut-o. Dar cum a fost? Ce a însemnat pentru tine? A fost și o provocare. Nu mi-am dorit nicio secundă să renunț la Dareghin TV pentru că îmi place, mi-a plăcut ce am făcut până acum și nu am vrut să renunț pentru că aveam școală. Știam că e important, dar am zis că nu. Cumva o să le îmbin. Și le-am îmbinat cumva. Nu pot să spun că a fost neapărat greu
sau imposibil, dar am avut momente în care am zis că de ce fac asta sau de ce nu pot să fac doar una sau de ce trebuie să le fac pe amândouă. Pentru că vedeam pe alți colegi, mergeau acasă, aveau timp liber, învățau, eu trebuia să mai vin și la lucru după masă. Dar satisfacția a fost mult mai mare, pentru că știam că fac ceva. Sigur că aveai deja un an experiență, mai bine de un an. Și acum îmi amintesc începuturile tale la Dareghin TV, când ai venit prima dată, erai chiar un copil, așa, liniștit, zâmbitor. Cum a fost pentru tine această experiență de început? Ce impresie ți-a lăsat ceea ce ai văzut aici la început, platoul, redacția? Știu că mă uitam, înainte să vin, mă uitam foarte mult la televizor și îmi ziceam că vreau să fiu acolo. Și după ceva timp am ajuns aici, am intrat. Era ciudat, nu știam ce se întâmplă. E o televiziune, totuși nu e un loc de muncă oarecare. Nu știam ce să fac, ce trebuie, nu, eram foarte confuză. Și ziceai de prima reacție cu platoul. Sincer, îmi doream, de fapt asta vreau să văd prima dată, platoul. Știu că tu urma să iei un interviu unui domn, nu mai știu exact cine. Și s-a deschis așa încet ușa de la platou și erau aprinse reflectoarele și m-am uitat așa. Mi s-a părut, wow, zic, pare când o să intru și eu acolo. Și am intrat încet. Păi n-a durat mult, pentru că la foarte scurt timp, din momentul în care ai venit la noi la Dareghin TV, ai și avut primul jurnal de Reghin în direct, un lucru foarte, foarte mare. Cum a fost atunci? Da, într-adevăr, vreau să-i mulțumesc domnului Ilisan și lui Marius Portică, au avut încredere în mine. Într-adevăr, prima dată am început cu meteo, apoi jurnalul de sport și jurnalul în direct. E altceva să faci jurnalul de știri, pentru că e o altă responsabilitate și eu cred că în prima lună deja am început să fac jurnalul de știri. Nu cred că mi-am dat atunci seama ce înseamnă de fapt. Eu aveam 16 ani. Când am prezentat prima dată, nu-mi dădeam seama ce înseamnă. Am prezentat, da, am ieșit. Nu-mi dădeam seama. Dar este totuși o senzație deosebită, aceea să stai la pupitrul știrilor și să citești, să vorbești oamenilor despre noutăți, să o faci în direct, să știi că atâția ochi sunt ațintiți asupra ta. Da, mi-amintesc la început ce emoții aveam. Acum nu mai am aceleași emoții. Bineînțeles, de fiecare dată sunt emoții, pentru că vrei să transmiți informația corect și nu doar să o transmiți. Lumea de acasă să și simtă informația, să simtă dacă este o știre mai tristă, o știre mai veselă, să le transmiți acel sentiment prin televizor. Aveam emoții mari, acum, după cum ți-am mai zis, nu sunt la fel de mari, dar tot timpul sunt, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Deci, și fiind în direct, atunci când înregistrezi ceva, te gândești, da, mai am o șansă să fac bine dacă greșesc. În direct, trebuie să te duci înainte. Indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să continui. Nu știu câtă lume cunoaște faptul că ai fost și reporter de teren. Ai fost la evenimente, ai fost la accidente, ai fost la tot felul de întâlniri, ședințe. Cum ți s-a părut munca de reporter? Palpitant. E și grea munca de reporter. Chiar dacă pare ușoară că te duci, te întâlnești cu oameni, vorbești, nu e chiar atât de ușor până să te întâlnești cu persoana respectivă. Am fost și la accidente, din păcate, și la evenimente frumoase, fericite, dar este, îmi place munca de teren. În comparație cu cea de redactor, dacă e să zic așa, îmi place mai mult munca de teren, pentru că tot timpul este ceva nou. Dai pe teren de oameni care te apreciază, dar dai și de oameni care, nu știu, poate vor să-ți facă rău sau tot felul de lucruri și atunci trebuie să te adaptezi, tu ca reporter, trebuie să te adaptezi persoanei respective. Nu trebuie să fii, nu știu, sensibil sau să-i bagi în seamă neapărat, pentru că o să te afecteze. De asta e foarte schimbătoare această muncă de reporter, cred. Și mereu ești în priză. Ai o amintire plăcută, să zic ceva ce nu vei uita niciodată din ceea ce ai făcut pe teren pentru Dareghin TV? Sunt multe amintiri.
o să vorbesc de una recentă. Când am făcut un stand-up, adică un fel de, nu transmisiune în direct, dar relatare de la fața locului. Da? Am vorbit liber, m-am gândit la ce să zic înainte, am vorbit liber și m-am întors aici, în redacție, și colegii mi-au spus că m-am descurcat foarte bine pentru că am avut încredere în mine și asta, de fapt, contează foarte mult pe teren. Și atunci m-am bucurat să știu că da, uite, mi-a ieșit bine. Pentru că mi se pare un lucru mai greu decât, nu știu, poate să iei un interviu sau... Mi se pare un lucru mai dificil. Cum a fost contactul cu colegii? Tu ai 19 ani, aveai 17 atunci când ai intrat în această redacție și ai avut contact direct cu colegi mai în vârstă. Da, cu colegi mai în vârstă și de toate vârstele. Într-adevăr, cu colegii mai în vârstă nu puteam să fiu la fel cu cei de vârsta mea cu care suntem mai apropiați oarecum. Și, nu știam cum să mă comport la început, până ne-am cunoscut și așa. Oricum e respectul acela, pentru că nu poți să te comporți la fel, cum am zis, să mă port cu un coleg de vârsta mea. Și altfel, nu vrei să-i dezamăgești. Bineînțeles, am învățat foarte multe de la ei. Meseria se fură, mi s-a zis. Și tot timpul eram pe lângă ei să văd ce se întâmplă, cum face, de ce face așa, chiar dacă eu aveam 16-17 ani. Chiar cred că va veni momentul în care noi vom avea de învățat de la tine, așa cum tu ai învățat de la noi. Și abia aștept să te întorci în redacția Dareghin TV după ce lucrezi, să zicem, un timp la Cluj sau la București și să vii să ne spui cum este aici în comparație cu alte locuri. Îți imaginezi acum o asemenea comparație? Mi-aș dori să mă întorc, cu siguranță o să mă și întorc și aș fi foarte bucuroasă dacă aș putea să vă învăț eu ceva pe voi. O comparație, tot timpul mă gândesc la asta. Cred că aici, în Reghin, să fii jurnalist e mult mai interesant decât în afară. În afară mă refer într-un oraș mai mare. Mai interesant din ce punct de vedere? Nu că nu ar fi în afară, în alte orașe sunt probabil mai multe evenimente și e tot timpul altceva, ceva nou. Doar că aici, în Reghin, fiind puține televiziuni, cred că e o meserie mai specială. În alt oraș mai mare, deja cred că își pierde din acest farmec puțin. Și de asta nu m-am dus neapărat pe jurnalism. Aici cred că este încă ceva aparte. Cum îți imaginezi anii aceștia de facultate care te așteaptă acum? Plin de tot. Vreau să învăț, normal, vreau să mă distrez, să cunosc lume, să călătoresc, să evoluez profesional, să fac tot ce pot și tot ce îmi propun, pentru că consider că acum este momentul să faci tot ce îți dorești. Eu cred că atunci când privim în jurul nostru, avem de învățat de la fiecare și atunci, dacă ar fi să te privim pe tine sau cei de vârsta ta ar fi să te privească pe tine, ce ar trebui să învețe de la tine? Dă-le un sfat. Nu știu dacă sunt în măsură neapărat eu să învăț. Știu că aici tot timpul colegii îmi ziceau că sunt zâmbitoare tot timpul. Nu-mi dădeam seama, dar probabil că așa e. Un sfat, să le dea un sfat, să lupte tot timpul pentru ceea ce își doresc. Dacă într-adevăr vor ceva, să lupte pentru ceea ce vor. Eu așa am făcut și de asta am fost aici atâta timp. Pentru că mi-am dorit enorm de mult și am luptat pentru asta, am muncit. Recomanzi activitățile acestea în afara școlii, în timpul liceului, iată cum ai făcut tu? Cu siguranță. Nu-mi imaginez acum viața mea din ultimii 2 ani și jumătate cât am fost aici fără un loc de muncă. E altfel sentimentul să știi că ai banii tăi, să știi că ai o responsabilitate, să știi că muncești. Da, îl recomand, nu neapărat obligatoriu, pentru că nu e ușor, dar cu siguranță o să-i ajute. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Andreea, îți mulțumesc tare mult că, iată, ți-ai petrecut aceste 15 minute în compania noastră. Chiar abia aștept să te întorci de la Cluj cu primele impresii de acolo și îmi doresc ca întotdeauna, când vine vorba de Andreea Mileșan, să fie numai lucruri bune, numai chestiuni pozitive. Mult succes în continuare! Îți mulțumesc și eu!